Bună ziua, numele meu este Alexandru Ilie, sunt fizioterapeut și cofondatorul brandului Restartix. Iar în acest video vreau să vorbesc despre cel care a fost alături de noi ca prim partener, ca prim om care ne-a ajutat în dezvoltarea acestui proiect. Este vorba de Adrian Iacob, consultantul nostru strategic atât în marketing cât și în vânzările pe care noi le realizăm. Am creionat un proiect care pentru piața românească era o premieră și din acest punct de vedere am întâlnit pe Adrian, un om care ne-a cucerit foarte mult prin precizia de informații pe care ne-a oferit-o la început și ne-a oferit acea impresie că este genul de om care știe direcția, știe foarte în clar unde trebuie să ajungem. Iar la 2 ani distanță de la acel moment pot spune că nu ne-am înșelat. Este un om care atunci când nu știe un răspuns, nu are niciun fel de problemă să o recunoască și să spună că va reveni cu acesta după ce își va face temele, iar răspunsul cu care vine îți depășește cu mult așteptările. Este genul de om care poți să-l ai în echipa ta ca și consultant, deoarece din punctul meu de vedere, este omul care îți câștigă foarte mult timp și, bineînțeles, și bani, pentru că o oră de consultanță cu el poate reprezenta răspunsuri pentru care ar fi trebuit să investești mult mai mult timp în diverse alte cursuri sau traininguri sau studiu individual și, bineînțeles, mult mai mulți bani. Așadar, la 2 ani distanță, Adrian este în momentul de față alături de noi și față de brandul Restartix, considera nu doar un consultant extraordinar din punct de vedere al marketingului și al vânzărilor, ci și un camarad. Este un om pe care te poți baza, un om de cuvânt, un om care îți, cu siguranță, dacă se apucă de lucru într-un proiect și spune că se implică, vei putea să vezi din partea lui faptul că aduce mai mult decât te-ai fi așteptat. Genul acela de camarad, așa cum spuneam, care știi că atunci când furtuna va veni, el o să fie cu siguranță marinarul acela care va rămâne pe corabie până când, Doamne ferește, batem în lemn, corabia se scufundă. Cam atât din punctul meu de vedere despre Adrian. Te încurajez să stai de vorbă cu el, să-l cunoști și, bineînțeles, dacă și tu consideri cum noi am considerat, să-i dai voie să te ajute. Mult succes!